Diferențele în procesul instruirii, stereotipurile și prejudecățile ce apar în timpul procesului educațional au fost temele de interes abordate de experții proiectului Proform alături de profesorii școlii gimnaziale Elina Basarab din comuna Herăști, județul Giurgiu. Conform opiniilor prezentate de ambele părți, diferențierea instruirii reprezintă o strategie de organizare a corelației și a comunicării profesor-elev care urmărește individualizarea deplină a activității instructiv-educative. Una dintre principalele soluții ce a fost supusă atenției celor prezenți este adaptarea demersului didactic la particularitățile psihofizice ale fiecărui elev și la cele ale colectivității, pentru a asigura o dezvoltare optimă și o orientare eficientă a aptitudinilor proprii, în vederea integrării socioprofesionale în cadrul comunității. Genul ăsta de om aș vrea să fiu, spre asta mă îndrept. Vreau să fiu onest, vreau să fiu muncitor, vreau să fiu altruist. Asta este educația și, sigur, există valori tradiționale. Astfel, instruirea diferențiată s-a implementat ca un sistem de învățământ adaptabil la cerințele și nevoile elevilor, ceea ce conduce la formarea capacităților de autoinstruire, autoeducare și la dezvoltarea nevoii de învățare continuă. Pe ce am analizat la școală, cu copiii care au și bunici, deci și părinți și bunici, și am observat că la cei copii care aveau bunici în casă, erau mai ponderați, mai așezați. Și mă gândesc că este posibil ca bunicii, având o altă așezare, experiența de viață și o stare de semi-ataraxie, de liniște, e posibil ca să transmită din liniștea lor nepoților. În ceea ce privește stereotipiile și prejudecățile ce apar în procesul educațional, fiecărui profesor îi revine misiunea dificilă de a identifica și a valorifica potențialul mai multor tipuri de indivizi și stiluri de învățare. Astfel trebuie create situațiile favorabile fiecărui elev pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor și posibilităților de dezvoltare personală și profesională. Teoria inteligențelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror utilizare asigură centrarea demersului didactic pe elev și eliminarea prejudecăților ce apar în astfel de situații. Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin formarea profesională continuă și asigurarea unei educații inclusive de calitate. Acest proiect de formare continuă este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere în cadrul acestui proiect elaborarea de studii de cercetare privind dezvoltarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar.